Bună seara, bună ziua, bună dimineața! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Sper că ați avut un Paște minunat astăzi, cei care sunteți catolici, că ați petrecut bine. Eu, de asemenea, am făcut o mini-pauză ieri și astăzi, tocmai pentru acest eveniment. Noi suntem combinați, suntem și ortodoxi și catolici, familia noastră, neamul nostru, deci am petrecut și eu un pic, iar acum am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 1-7 aprilie, prima săptămână din această lună. Și vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc noilor abonați. Deci este o etalare generală și pentru domni și pentru doamne. Și luați numai cu ce rezonați, da? Cei care încă nu v-ați abonat și considerați că vă place stilul meu, vă invit să o faceți apăsând butonul de abonare și clopoțelul. Este gratuit. Da? Bun. Haideți să vedem cum începem această lună aprilie. Da. Bun. Haideți să vedem etalarea generală prima săptămână din această lună. Vedeți că în această săptămână, doar dacă nu vreți, nu vă puteți rezolva o anumită problemă. Unii dintre voi pe un act în săptămâna ce urmează, iar alții este vorba de bani și în speță foarte mult o femeie vă va ajuta, o femeie de stat. Poate fi din orice instituție, inclusiv instituție bancară. Da? Deci începem săptămâna în forță, vă cad bani și rezolvări de acte. Dar foarte mult sprijin din partea unei femei care are autoritate. Da? Mai ales dacă sunteți persoane singure, văduve sau despărțite, veți avea o mare realizare. Bine, e o etalare generală, deci nu înseamnă că cei care sunteți căsătoriți nu se întâmplă nimic bun săptămâna asta, da? Dar încercați, că fiecare are situația lui, da? Unii trebuie să vă scoateți niște acte, alții faceți rost de bani, vă rezolvați o problemă importantă. Aveți mare grijă, în altă ordine de idei, să nu cumva să dați, deci sunt două cazuri aici, să nu cumva să dați cu piciorul la o, nu știu, să aveți impresia că nu rezolvați sau că e ceva fals sau să fiți induși în eroare, da? Și să ratați această realizare. Da, să treacă pe lângă voi. Mare grijă. Da? Iar dacă faceți vreo investiție, de asemenea, ascultați-vă intuiția, nu vă luați după persoane cu părul ondulat sau cu părul creț. Da? Că pe urmă, ia uite ce vine, muntele. Exact ce... Nici nu deschid gura și cam asta. Da? Deci aici e cu dus și întors săptămâna asta, intuiția. Dacă voi simțiți nevoia să avansați într-o situație din punct de vedere legală, cu acte, cu bani, cu ce aveți de făcut, nu ascultați pe nimeni, faceți și aveți mare grijă să nu ratați. Pentru că pe urmă veți avea, să nu ratați această realizare săptămâna asta, pentru că pe urmă vine muntele și veți avea blocaj. Da? Bun. Hai să vedem veștile. De la cine vin? Scrisori oficiale sunt aici, da?
Vine vești oficiale de la o căsătorie, despre o căsătorie, o logodnă, o nuntă sau o mutare împreună. Da? Deci veți primi vești despre copiii voștri, despre surorile voastre, frații voștri sau cine sunt, că se mută împreună, că se căsătoresc, că se logodesc. Deci veți primi așa o veste. Da, dacă ar fi după mine, cam chiar mâine veți primi o veste de acest gen. Da? Și foarte frumos aici, în legătură cu o casă, apare cineva și vă va da un sfat bun pentru o casă. O să vă dea un sfat bun despre o casă. Și această persoană e cornută, e berbec, taur sau capricorn. Poate fi această veste bună de casă pe miercuri, da? Despre o mutare, niște acte de casă sau o zugrăveală sau orice ține de casă, de patrimoniu. Încep lucrurile să se miște. Vreau să mă întorc un pic înapoi și să văd ce e cu muntele ăsta, de ce se poate întâmpla să intrați într-un blocaj din cauza unei persoane care este la drum. Deci, din nou, mare grijă ce alegeți în săptămâna aceasta. Deci, mare grijă să nu cumva să vă blocheze, să intrați într-un blocaj de orice natură din cauza unei persoane de la drum sau din cauza unei persoane cu părul creț, da? Bun, mai departe. Până aici este bine. S-ar putea întâmpla ca o parte bărbătească din familie să nu ia un examen de orice natură, pe de o parte, iar cineva din familie, o parte bărbătească, se va despărți în săptămâna ce urmează sau va lua hotărârea să se despartă, da? Poate fi cu inițiala de D în nume sau prenume, sau voi puteți fi cu inițiala D, da? Aici, deși există afecțiune, ceva o să vă dea cu virgulă și veți considera că mai bine fără decât cu. Dar vin și vă spun că nu este bine să luați hotărâri săptămâna viitoare sau nici măcar în toată luna aprilie, hotărâri la extreme de despărțire, de căsătorie, sau mai ales la nervi, pentru că uite, aici există afecțiune la această separare și mergeți spre beneficiu, practic. Deci eu aș avea un pic de grijă în locul vostru și aș sta cu mințică, cu mințel, da? Bun, mai departe. Vă așteaptă un nou început, este adevărat, spre a doua săptămână, nu chiar săptămâna viitoare, spre a doua săptămână din aprilie vă așteaptă un nou început. Împărțiți bucuria cu o femeie de roșu, indiferent cine este ea, e cineva apropiat vouă. Aveți un nou început aici, dar pentru acest început, pentru această hotărâre care o veți lua, nu că rămâne o persoană brunetă cu ochii negri, deci o persoană de ghindă supărată neapărat, dar nu va mai avea încredere. Este cineva care așteaptă să se întâmple ceva, dar voi, hotărârile voastre sunt în familie, pentru casă, pentru acte, pentru ce aveți de rezolvat și se pare că o persoană de ghindă, poate fi ea și femeie și bărbat, este pe locul 2 pentru voi în săptămâna ce urmează sau cel puțin în luna aprilie, pentru că este foarte posomorâtă această persoană,
nu mai are încredere, este neîncrezătoare, dar e mai bine pentru voi să nu vă grăbiți să faceți ceva la nervi sau din impuls. Ia uite, și din nou bărbatul de ghindă. Deci de două ori a căzut, dar poate fi și femeie, v-am spus. Poate să fie gândul. Deci este clar că cineva aici de ghindă ori rămâne supărat, ori îndoit, dar este ceva de moment. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest bărbat, dacă există în viața voastră, și mă refer la dame acum, sau dacă aveți vreo problemă de rezolvat cu un bărbat de ghindă, că uitați-l muntele aici, tot din cauza unui bărbat de la drum, da? Și tot ghinda a căzut. Deci, un pic cu lacrimi. Se pare că trebuie să luați niște decizii, foarte mulți dintre voi, foarte importante în această lună sau chiar și în această săptămână, ca să vă rezolvați și să vă fie bine, cam trebuie să călcați pe cadavre și, din păcate, trebuie să vă spun asta, cele sau cei care sunteți la drum sau aveți partenerii la drum sau, da, partenerii, doamne, doamne, da, domn, doamne, dacă îi aveți, vă rezolvați problemele cu ei mai târziu. Trebuie să vă vedeți interesul aici ca să nu intervină muntele, da? Vreau să văd, e o chestie aici cu bărbatul de ghindă sau femeia de ghindă care rămâne un pic păgubită pentru anumite situații pe care voi trebuie să le rezolvați și aici este vorba de casă, de acte, de servicii, de sunt lucruri importante, nu este vorba de dragoste, da? Acte de pensie, de exemplu. Aici e ceva care e de moment. Vreau să văd pe urmă. Uite pe urmă. Vedeți? Vă cade realizare cu această persoană de ghindă, da? Și poate fi și în afaceri, poate fi și din interes, poate fi și o mutare sau o căsătorie sau o relație sau o stabilitate, da? Dar ia uite, și iese și soarele și va fi bine. Lăsați-l să plângă sau lăsați-i să plângă pe ăștia de ghindă acum dacă sunt la drum, ele sau ei, și vedeți-vă interesele voastre. Da? Pentru că și acolo va ieși soarele și chiar dacă nu veți sări voi în ajutorul lor, credeți-mă că vine cineva și îi scoate și pe ei de unde sunt pentru că le cade bucurie și vă cade în continuare bucurie cu acea persoană de ghindă de la drum, dar deocamdată. Bun, haideți să vedem mai departe. Am aici cineva, cineva cu capa rămâne gravidă, cineva cu capa, cu capa, cineva, nu știu. Ori auziți de o persoană care rămâne însărcinată, ori vă hotărâți să faceți un copil sau chiar sunteți însărcinate. Bun. Ia să vedem la ce trebuie să aveți grijă. Aici am o problemă cu un eșec. Să vedem din partea cui vine acest eșec. Ha. Deci, vedeți, eșecul ăsta, am spus, Taur, Capricorn sau Berbec, bărbat de ghindă sau damă de ghindă. Și în continuare, deci eșecul acesta va fi al cuiva de la drum pentru că voi vă ocupați, dar trebuie neapărat să vă ocupați, da? De problemele voastre. În viitor, poate când vine vara, poate până în altă lună, dar luna aprilie e periculoasă să luați decizii la extreme, la nervi, da? Pentru că, uite, eșecul ăsta e cu această persoană de la drum cu care aveți de rezolvat niște lucruri. Vă ridicați cu bucurie pe urmă, dar dacă mergeți acum și vă ocupați de această persoană de la drum de ghindă, indiferent că e femeie sau bărbat, veți avea eșec.
Dacă veți aștepta, veți avea bucurie, vă ridicați cu bucurie. Bun, haideți să vedem mai departe. Bârfe. Bârfe, ia uite, bârfe. Bârfe, dar nu săptămâna, ia uite, bârfe, oboseală. Deci, unii dintre voi sunteți obosiți de atâtea bârfe, da, de atâtea bârfe, pur și simplu, v-ați săturat. E cineva cu ochii pe voi, un rac sau scorpion este cu ochii pe voi, sau poate fi chiar și pești, deci o zodie de apă este cu ochii pe unii dintre voi, multă bârfă din partea unor oameni, pentru că stau cu ochii pe voi să vadă cu ce vă înnoiți sau ce mașină vă luați sau cu ce haine mai ieșiți pe stradă sau ce mai faceți. Așteaptă pur și simplu, sunt cu ochii pe geam, să aștepte să vadă ce hotărâre ați mai luat sau ce faceți. Aici trebuie să aveți grijă un pic. Dar asta mi-a căzut după 8 aprilie, dar oricum, luna aprilie, eu v-am mai spus voi și la citirea pe foaie, e foarte ambiguă, e foarte răsucită și combinată. Mă uitam pe foaie să văd exact ce v-am făcut. Uitați-vă la aprilie, la etalare generală, chiar și doamnele la căsătorite, necăsătorite și la foaia pe zodii. Uitați-vă, mai am foaia pe inițială și generală, dar am să le fac mâine. Foarte multă ambiguitate. Trebuie să aveți mare grijă ce hotărâri luați, griji, să aveți grijă toți. Uite, aveți o speranță. Deci după bârfa asta de pe 8 încolo, o speranță că veți afla niște secrete sau unii dintre voi veți afla niște secrete, chiar aveți speranța asta că veți afla niște secrete și le veți afla. Pe de altă parte, aveți speranță că veți găsi un drum nou. Ia uite, iar secretele au căzut și cu cheița, vedeți? Voi aveți nevoie de un drum lin, aveți nevoie de o rezolvare. Sunteți într-o situație în care nu mai știți cum să ieșiți. Unii, într-adevăr, pe sănătate, iar alții în relația cu un bărbat. Nu știți ce să alegeți, bărbatul de ghindă sau bărbatul de roșu sau viceversa. Dacă sunteți doamne, nu știți ce să alegeți, bărbatul de roșu sau de ghindă, iar dacă sunteți domni, nu știți ce să alegeți din cele două. Bun, haideți să vedem mai departe. Mă interesează sănătatea, dacă ieșiți din această situație. Vreau să vă spun că mai aveți în familie un bărbat care nu se simte bine deloc, îmi cade un bărbat la pat, care e deja de cel puțin 7 luni de zile la pat. Bun, sicriul nu înseamnă că moare, dar aici sunt un pic pe sănătate în luna aprilie. Ia uite, și o cruce de dus, și aia, și aia, și aia. Deci, pe sănătate în luna aprilie, dacă mă întrebați pe mine, aș încerca, indiferent ce aveți, să țineți totul sub control. Nu știu de ce îmi vine să zic, cu cărțile astea aici, nu v-aș sugera să faceți vreo operație decât dacă chiar este nevoie, necesar și obligatoriu. Vă cade darul de bani. Vă cade darul de bani pe sănătate, deci dați bani pe sănătate, dar ceva se poate schimba în rău. Da? Aveți mare grijă unde mergeți, ce faceți, cereți. Părerea mea este să cereți mai multe sfaturi dacă aveți intervenții chirurgicale și acolo unde nu trebuie să țineți situația sub control. Bun, să trecem mai departe. Deci, mulți dintre voi aveți câte doi parteneri, doamne sau domn, și nu știți ce să alegeți aici. Haideți să vedem până la urmă către ce vă... Vedeți să nu afle unul de celălalt până una alta. Da?
să nu afle unul de celălalt, da? Sau, dacă sunteți domni, să nu afle doamnele între ele, că îmi cade aici un mic incident. Foarte mulți dintre voi văd că tindeți tot către persoana care este de la drum, care nu e lângă voi, e de la drum, da? Bun, pe urmă, aveți mare grijă pe drumuri cu accidentele în luna aprilie, pentru că am aici o problemă cu un accident. Veți pleca cu un prieten, un prieten bun la drum sau o prietenă bună și veți avea niște probleme. Numai puțin să-mi iau, că nu-mi convine ce cade aici. Da, ia uite, pe drumuri vă cade, aveți grijă la drumurile mai lungi, că îmi cade ceva care nu vă convine. Nu vă neapărat oameni de stat, ca și cum ați rămâne fără sau că se... Mai repede tind să cred că se va strica ceva, nu că vă oprește poliția, da? Da, vă spun 100% că o să se strice ceva. Deci puneți-vă la punct mașinile acolo unde este, adică oricum trebuie să le puneți la punct, dar mai ales dacă plecați la drum, nu știu, controlați-le, da? Acum știți cum e destinul, e destin, că puteți pleca cu autocarul și se strică autocarul, adică asta este, da? Și în continuare îmi cad aici, văd că plecați mult în... Veți pleca în străinătate la muncă. Mulți acum. Deci vă ies contractele, da? Cei care sunteți în străinătate și o să vi se prelungească contractele. Alții veți veni de la drum ca să vă căsătoriți sau ca să intrați într-o relație sau plecați la drum să vă căsătoriți. V-am spus că în luna asta, aprilie, ceva se întâmplă, să iau hotărâri mari, foarte mari, din punct de vedere relațional. Da, și veți pleca în concediu iarăși. Ia uite, iarăși, vedeți, de două ori aceeași carte cu un prieten bun, deci de două ori aceeași carte pe drumurile de graniță. Este clar că mulți dintre voi veți pleca și cineva dintre voi se va căsători totuși și cu o persoană de la drum sau o să intre într-o relație serioasă. Ha, ia uite, vezi ce frumos? Cei care aveți afaceri, cei care nu aveți servici, vă luați servici. Dar mai căutați un pic așa, mai ales, da, vă rog eu mult de tot, mai căutați un pic. Pentru că oricum o să vă luați un servici, nu o să vă convină, și pe urmă îl veți schimba, dar nu contează, măcar faceți ceva, vă mai faceți niște relații, că vă cade repede schimbarea de servicii, nu știu cum să zic. Sau poate aveți muncă în străinătate, munciți acasă și pe urmă plecați iarăși repede, vă întoarceți. Deci poate fi așa ceva și așa ceva. În altă ordine de idei, cei care aveți afaceri, o să vă meargă bine în aprilie? Pe afaceri sau cel puțin și în prima săptămână, dar din nou mă repet, aveți mare grijă ce hotărâri luați pe afaceri. Sunt bani care stau să vină la voi, la noi, ajutor din partea unui bărbat de roșu, la unii dintre dumneavoastră, vine cineva cu un sprijin pentru voi, un bărbat care are și el multe necazuri. Dar totuși vă sprijină într-o situație, într-o afacere sau pentru o casă sau pentru un teren, vă ajută cineva sau ceva, niște bani. Sau... Acest bărbat de roșu, ia uite, ăsta, cum multe dintre dumneavoastră ați fost cu acest bărbat de roșu pentru că te credea că sunteți, sau crede în continuare că sunteți pereche ideală
cu el sau ați fost perechea ideală, dar vine un sprijin oricum ar fi, că ați fost, că n-ați fost cu el din partea unui bărbat de roșu, chiar și pentru domnii, nu contează, deci vă ajută cineva într-o problemă. Bun, haideți, ia uite, iarăși multe, e cineva aici care are o povară în spate și vă chinuiți de mult, de 10 ani să vă plătiți o datorie, o casă de 10 ani, aveți ceva în care nu mai scăpați, aveți o povară în spate și vreau să văd acum, într-adevăr, vești bune vin, dar vedeți să nu fiți și mințiți sau să aveți grijă să nu fiți păcăliți de la povara asta, dar v-am spus, e o povară de acum 10 ani. Ia uite, oameni de stat, deci faceți acte pentru această povară. Dar trebuie să aveți mare grijă. Uite, fii atent, de două ori mi-a căzut popa de verde. Deci clar veți face pentru această povară niște acte. Vreți să rezolvați această povară care o duceți de 10 ani. Ah, ce bine, mi-era frică să trag. A căzut bucuria. A căzut bucuria. Împlinirea. Bravo! Deci se va termina. Dar eu zic că e până la... Nu cred că e săptămâna. Sau săptămâna asta găsiți alternativa și mai durează până faceți actele. Poate fi și chestia asta. Dar mă bucur că a căzut bucuria. Doamne! Și în weekend, ca să zic, terminați această săptămână bine, cu o ușurare. Da? Mamă, ce frumos, cu ușurare și cu bani. Deci, chiar și dacă trebuie să dați bani, credeți-mă că dați bani pentru o cauză nobilă sau pentru ceva foarte special. Deci veți avea banii să vă rezolvați o problemă foarte importantă. Deci până în weekend se va afla de unde faceți rost de bani să vă rezolvați o problemă, mai ales cei care aveți de 10 ani ceva și nu mai rezolvați. Sau poate aveți acte de terenuri care nu le-ați rezolvat, sau o casă, sau moșteniri, sau o casă de plătit, sau bănci, sau ceva. Dar în orice caz se încheie cu darul de bani și cu bucuria, iar eu nu mai scot că mie mi-e frică. Nu mai scot că mi-e bine așa. Da? Scoatem, bineînțeles, de la tarot energii generale, dar nu mai scot cărți că... Să nu fie de ochi. Bun. Prima lamelă va fi pentru sănătate, da? Că așa ne-am învățat să scoatem sănătatea. Ia să vedem. Fiți pozitivi că veți rezolva problema pe sănătate, da? Și aveți putere. Aveți putere să rezolvați. Foarte frumos. Bravo. Aveți voință. Veți scăpa, dacă veți fi pozitivi, dar veți scăpa, e bine pe sănătate, fiecare dintre voi veți fi un pic mai bine, găsiți remediu, vă veți simți mai bine. Frumos, bun, mai departe, cei care au servici, ia uite, vedeți, cei care aveți servici, trebuie să supravegheați situația mai bine, să vedeți ce se întâmplă în jurul vostru sau... Cineva este cu ochii pe voi, da? Mai ales dacă sunteți cu litera I, L, J sau aveți șefi cu aceste inițiale, da? Cineva e cu ochii pe voi, dacă aveți șefi, dacă nu aveți șefi și aveți afacerea voastră, săptămâna viitoare trebuie să fiți mai vigilenți. Bun, cei care nu au servici. Exact ce vă spuneam la cărți, da? Faceți presiuni, mai încercați, exact ce vă spuneam adineori. Păi dacă stați, mai încercați. S-ar putea într-adevăr să aveți noroc după data de 10, dar dacă stați și nu faceți nimic, nu o să vină nimeni să bată la ușă, să vă ia la muncă. Dar cred că unii dintre voi nici așa n-ați merge, iertați-mă, nu sunt răutăcioasă, dar după cartea asta...
E ca și cum ați sta și așteptați să vă sune cineva să vă cheme undeva. Nu, mergeți și bateți la ușă, căutați. Da? Bun. După aceea, haideți să vedem starea materială săptămâna viitoare. Aveți grijă să nu, vă spun pe românește, să nu păcăliți pe cineva cu ceva. Pentru că vă va prinde și o să vă faceți de râs. Eu atât vă spun, eu mai scot o carte totuși pe această rușine sau la servici, dacă sunteți cu litera I din nou, vedeți? Supravegherea de la muncă, pe bani, aveți grijă ce faceți. Deci aveți grijă. Veți rezolva cumva, dar foarte greu. Cu darul de bani și cu dar, în fine, nu mai contează. Eu mereu am spus, păi, finalul la mine e de 100%, nu mai contează, știi, că îți spun un lucru și, păi, uite-o pe aia că mi-a zis că mâine rezolv, păi nu, poate mâine nu rezolvi, dar finalul este unul bun și ca atare aveți grijă ce face să nu cumva să furați sau să păcăliți pe cineva săptămâna viitoare. Și da, cumva banii vor veni, dar cu greutate, cu greutate, că încă sunteți cu capul lăsat, dar vin. Bun, pentru cei căsătoriți, aveți grijă, exact ce vă spuneam în cărți, ia uite, da? Nu vă certați, nu luați hotărâri pripite, lăsați-i în pace, că sunt doamne, că sunt domni, că aveți discuții și aveți probleme, țineți-vă gurița, mai ales în ziua de miercuri, vă rog frumos. Deci, pentru cei căsătoriți sau cei care au relație serioasă, care stați în casă și cei singuri, săptămâna viitoare, ia uite, foarte mulți plecați la drum după cineva sau cineva vine după voi. În orice caz, aveți multe, multe lucruri de rezolvat pe dragoste cu drumurile. E un du-te, vino, e o nebunie săptămâna viitoare și în luna aprilie, în general. Bun, am să scot, pentru că e o săptămână întreagă, nu două cărți din Înger, să vedem sfatul îngerilor. Nu vrea niciuna să cadă și nu vreau să vă mai țin, am să o iau pe ultima și pe prima. Pardon, Maia. Mersul la școală, studiul și educația te ajută să ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Eu n-aș lua școala ca neapărat ca și învățătură, aș lua și serviciul. Ce credeți? Exact ce vă spuneam de servicii mai devreme. Deci chiar dacă sunteți la școală sau aveți examene de dat sau aveți ceva de făcut și nu aveți chef, mergeți la școală. Dar școala aș lua-o ca și drept și servici, da? Pentru că, na, și am zis că o iau pe ultima și pe prima. Arhanghelul Gabriel, rugați-vă la el în această săptămână. Ai o misiune importantă în viață ce implică artele și comunicarea, te rog, nu permite primejdilor să te întoarcă din drum. Te voi ajuta exact ce vă spuneam mai devreme. Urmați-vă intuiția. Aveți grijă cum vorbiți și ce vorbiți. Este o săptămână grea, o lună foarte grea. E o lună foarte bună, dar foarte grea, foarte apăsătoare. Trebuie să luați multe decizii în această lună. Dar ce spune aici, te rog, nu permite primejdilor să te întoarcă din drum. Adică exact ce spuneam, nu vă luați după nimeni, faceți ce credeți și aveți grijă, da? Arhanghelul Gabriel, rugați-vă la el să vă deschidă mintea, drumurile și să vă lumineze de asemenea mintea, sufletul și să vă îndrepte pe calea cea dreaptă și corectă, care va fi vouă bună. Ce crede Dumnezeu, lăsați-vă în mâinile Lui. Nu cereți ceva ce poate nu trebuie să fie al vostru și va fi mult mai rău. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o săptămână minunată, un început de aprilie plin de spor și ne reauzim la următorul videoclip. La revedere!